Bună ziua! Astăzi avem alături de noi pe domnul prefect Adrian Niță, care are și calitatea de președinte al PSD Piatra Neamț și posibil și calitate de viitor candidat la primăria Piatra Neamț. Încă nu s-a decis nimic. Bună ziua, Adu! Bună ziua! Bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și pe cei care vă urmăresc. Din prima, iarna. Cum vă descurcați cu iarna? Am trecut cu bine și peste acest episod. Pot spune că n-a fost unul atât de complicat cum a fost cel din aprilie, când am avut și cod roșu. După părerea mea acum, deși a fost o avertizare cod galben, felul în care au arătat și s-a desfășurat evenimentele, pot spune că ar fi fost mai potrivit un portocaliu, pentru că în partea de șes a județului, în zona Roman, de la Piatra Neamț înspre Roman, au fost probleme din cauza viscolului și cantitățile de zăpadă au fost unele însemnate. Am observat zilele acestea, am mers prin câteva comune și am mers mai bine în comune decât în oraș. Cu orașele e o altă discuție. Dacă ne referim la Roman, acolo cumva e de înțeles faptul că la un moment dat Comitetul Local pentru Situații de Urgență de acolo a luat decizia să închidă varianta ocolitoare est, pentru că viscolește tare acolo. Pentru că într-adevăr e în câmp practic și e afectată de viscol. La Târgu Neamț a fost iar și o situație temporară care a durat o singură noapte practic, când și varianta ocolitoare de acolo a fost închisă circulației. La Piatra Neamț suntem feriți cumva de viscol, în ceea ce privește orașul. În data de 8, cred că au fost probleme în 8 ianuarie, în modul în care a fost gestionată dezăpezirea. Dar, ce pot să spun, culoarul de mobilitate a făcut mai multe probleme, după cum au reclamat cei mai mulți dintre pietreni, pentru că acele separatoare de bandă nu mai erau vizibile din cauza stratului mare de zăpadă și atunci creau probleme participanților la trafic. A fost ieri, de altfel, am convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la care am ținut să participe și reprezentanții ai Primăriei Piatra Neamț, ai Poliției Locale și ai instituțiilor care au atribuții în ceea ce privește serviciul de dezăpezire în municipiul nostru. A fost prezent domnul viceprimar Marius Sirimia, care din spusele și din discuțiile pe care le-am avut a spus că cel mai probabil soarta acestor separatoare de sens de pe Mihai Viteazu, adică de la intrarea în oraș dinspre Roman, va fi aceeași ca celor de pe Dimitrie Leonita, de pe celălalt culoar de mobilitate, deci care vor scoate. Au fost scoase. Le vor scoate, deci slavă vor Domnului. Trebui să găsească o soluție, așa cum prevede proiectul și contractul pe care l-au, ca să le înlocuiască cu altceva acolo, ceea ce pentru noi pietrenii nu e o fericire, având în vedere că au creat probleme deosebite și toți participanții la trafic, sau marea lor majoritate, nu sunt mulțumiți de aceste separatoare de bandă. Am vedea ce soluție va fi adoptată. Eu sper să nu avem surpriza ca cei care conduc acum primăria să se gândească la un artificiu și să tot amâne această soluție pe care trebuie să o ia în calcul până după alegeri, ca să păcălească oamenii. Adică mi-aș dori, nu știu, exact să găsească... Exact asta vreau să vă întreb. Mi-aș dori să găsească niște soluții împreună cu ADR-ul, împreună cu toți factorii implicați, astfel încât soluția finală care va fi adoptată pe aceste coridoare de mobilitate să fie una care să nu mai creeze disconfort tuturor participanților la trafic. Am purtat și noi o corespondență cu cei de la ADR Nord-Est și ni s-a spus că teoretic aceste culoare de mobilitate au fost recepționate, dar practic încheierea contractului, încheierea proiectului se va face la finalul 2024, pentru că proiectele trebuie corelate cu cele de management al traficului, cu semafoarele și cu tot. Deci ei mai au timp teoretic până la sfârșitul 2024 și tot ce de la ADR ne-au spus că este obligatorie delimitarea fizică a benzilor. Deci cel mai probabil vom vedea acești, cum le spun oamenii, carabelici
puși după alegeri. Doar nu e nebun nimeni să-și pună înainte de alegeri. Dar în momentul în care îi pun după alegeri și apar din nou aceleași probleme de siguranță în trafic, este posibil să ne trezim că Piatra Neamțu are de dat înapoi o mulțime de bani europeni. Poate pe tot parcursul ăsta ar trebui să intervină cineva din prima, poate n-ar fi rău. De asta spun că trebuie tratată cu responsabilitate toate aceste probleme și luate în calcul variantele care să nu creeze nici prejudicii, nici disconfort oamenilor. Da, dar nu îi lăsați dumneavoastră până la în ultimul moment, poate îi convocați măcar la o discuție ca ei să vină cu o soluție și cei de la poliție să le spună, e bună, nu e bună. Că dacă se trezește să vină după alegerile septembrie, octombrie cu soluția, până ce montează, până ce le spune cei de la poliție că nu e bun, se termină proiectul și trebuie să dăm bani înapoi. Din păcate, poate îi ajutați din puțin. Păcate, modul în care au fost gestionate, a fost gestionată implementarea acestor proiecte, cred eu că lasă multe semne de întrebare, pe lângă nemulțumirile nenumărate, pentru că trăim cu toți în acest oraș și vedem exact cum parcurgem străzile. Nu vreau să mai vorbesc acum despre Traian și despre Bulevardul Decebal, care arată ca după război. A și nins acum, probabil când se va topi zăpada, o să fie și mai prost din acest punct de vedere. Lucrări care nu respectă normativele în ceea ce privește organizarea de șantier, care pun în pericol participanții la trafic, situații în care treceri pentru pietoni nu pot fi folosite de către persoane cu dizabilități sau de către vârstnici. Ok, și ce faceți dumneavoastră ca prefectură? Foarte, foarte multe probleme. Ce faceți dumneavoastră? Am avut o discuție cu cei de la ISC. Discuții de câți ani? Am avut o discuție cu cei de la ISC. După cum bine știți, anul trecut de fiecare dată când am luat atitudine, conducerea primăriei a simțit nevoia să împartă aceste eșecuri cu mine și a ambalat niște mesaje pe care le-a livrat public și o să vă dau cel mai bun exemplu, este cel al parcărilor, pentru care mă și judec în momentul de față cu domnul primar. Tocmai a venit un raport de la Curtea de Conturi care le-a dat cu parcările. Am văzut că sunt probleme acolo în ceea ce privește modul în care le-au gestionat și sumele care sunt destul de mari imputate. Ok, deci v-a fost frică, să înțeleg, de domnul primar, un an de zile, nu? Nu, de gălăgie. Că v-a fost frică de gălăgie, nu? Să nu cumva să vă certe domnul primar. Eu am spus în felul următor, pentru că dânsii tot reclamau faptul că li se pun piedici, că li se hrănează cineva, că întotdeauna e vina altcuiva. Ok. Și atunci am spus, ok, aveți termen până la 31 decembrie. Așa. Eu cred că nu le-am pus nicio frână, nu i-am șicanat cu nimic. Deci ați lăsat să-și facă de cap? Și nu i-am lăsat să-și facă de cap, le-am dat posibilitatea să-și ducă la îndeplinire implementarea acestor proiecte. Acum s-a terminat, a trecut anul, dânsii trebuie să ne răspundă și sunt mai multe întrebări la care trebuie să ne răspundă. Cât a ajuns partea de cofinanțare? Că s-ar putea să ne lăudăm în 2024 cu asfalt, cu borduri și cu pavele, cum ne-am mai lăudat și în trecut, să tăiem banglici. Și să ne dăm seama că au costat mai mult decât trebuia. De 5 ori mai mult, da. S-ar putea să descoperim că, nu știu, din prețul acela exorbitant care s-a plătit pentru stațiile de autobuz, 60.000 de euro sau aproape 60.000 de euro, s-ar putea să aflăm că trebuie să plătim din banii contribuabililor o sumă nejustificat de mare. Și multe, multe alte întrebări la care dânsii vor trebui să răspundă. Și trebuie să răspundă pentru că felul în care e condusă primăria Piatra Neamț, zic eu că e unul deficitar. Pentru că e o inflație de personal acolo despre care tot vorbesc mereu, pentru că modelul clamat inițial al primarului de pe la Oradea, Bolojan, în care a făcut acolo ca Oradea să arate un oraș european, într-adevăr, dar s-a preocupat foarte atent de felul în care funcționărimea de acolo lucra și știm foarte bine și tot repet, și chiar astăzi am avut pe cineva în audiență care se plângea de acest aspect din primăria Piatra Neamț. Sunt oameni capabili, sunt funcționari care știu să-și facă meseria și care nu pot din cauza pirelor și a relațiilor sau a celor care au o relație bună cu șefii. Ori, așa e în toate instituțiile. O fi în toate instituțiile, dar în momentul când treaba nu merge,
nu e ok. Sau când plătești, citeam într-un ziar, 11 milioane de euro pe an doar pentru salarii la primărie, nu cred că e în regulă, mai ales că sunt sute de angajați acolo, în condițiile în care, repet, populația orașului a scăzut, avem digitalizare, avem tot felul de posibilități de a comunica și de a lucra mult mai eficient decât în trecut când se lucra cu hârtie și cu indigo și când eram 120.000 în oraș. Astăzi, în Piatra Neamț, rezidenți, conform ultimului recensământ, mai sunt 79.000 de persoane. Din 79.000 de persoane, vreau să le intre tuturor bine în cap care conduc orașul acesta. 29.000 aproape sunt pensionari, sunt vârstnici care în momentul când ies din casă, orașul acesta nu le oferă mare lucru, aproape nimic. Copii, 16.000 de copii. La fel, când ies din casă, în afară de a merge la mall sau de a se plimba pe străzi fără alte obiective care să poată să îi ajute să simtă confortul vieții în acest oraș, nu au ce să facă. Ori cred că e un semnal de alarmă pe care îl trag și de care ar trebui să țină cont toată echipa aceasta managerială de la primărie, care împreună cu societățile Consiliului Local, cu poliția locală și cu tot ceea ce mai constituie această echipă, se duc undeva spre 1.000 de persoane. Eu cred că a ajuns cel mai mare angajator din județ, primăria Piatra Neamț. Încă nu. Haideți să ne întoarcem puțin. Haideți să ne întoarcem puțin la ce se întâmplă în oraș. Pentru că în oraș, apropo de ce se întâmplă în oraș, cetățenii nu sunt mulțumiți de cum se circulă pe străzi, praf este peste tot, calitatea vieții nu este una deosebită, piețele în care se lăudau actualii conducători ai orașului, piețele de cartier, Dărmănești și Mărăței. Nu s-a investit nimic în ele, deși s-au găsit bani pentru tot felul de alte investiții, care nu erau necesare în momentul de față. Și iar vă reamintesc, domnilor de la PNL, ați renovat sediul partidului. Un proiect dus cu succes la capăt. Dus cu succes la capăt, pe care nu l-am văzut pe acele postituri pe care le prezenta domnul primar la început. Pentru că era terminat. Pentru că era finalizat, da, probabil. Da. Adică, chiar ne luați de proști și nu e corect față de toți cetățenii. Nu merităm? Taximetriștii sunt nemulțumiți, vârstnicii sunt nemulțumiți, copiii n-au ce să facă, cei care pleacă la serviciu n-au liniștea, că părinții, bunicii, copiii, între orele 14 și 17, până ajung ei de la serviciu acasă, au posibilitatea să desfășoare niște activități în care să fie educați, în care să fie urmăriți de către cineva de specialitate. Adică nu mai putem în 2024 să apărăm în fața oamenilor să povestim doar despre normalitate, despre niște străzi, despre niște asfalt și despre niște borduri, care, din nefericire, nici acestea nu sunt puse în operă cum trebuie. Ce să vă mai spun? Citeam, mi-a scris cineva, și morții, dacă ar avea voce, probabil ar striga, pentru că în cimitir la Pietecica reclamă lumea că este o mizerie de nedescris, deși s-au dublat taxele. Deci nimeni în orașul ăsta nu este mulțumit. Animalele de companie, n-au cei posesorii care au animale de companie unde să le scoată la plimbare. La ecarisaj toată lumea îmi scrie că e o nenorocire și că e un lagăr acolo. N-am posibilitatea să merg acolo să verific, o să vedem ce instituții pot să fac acest lucru ca să vedem dacă se confirmă ceea ce reclamă lumea. Adică nimeni nu e mulțumit în orașul ăsta decât cei care îl conduc de la primărie. În rest, foarte, foarte puțini oameni satisfăcuți de felul în care decurge această, să-i spunem, guvernare locală. Haideți să ne întoarcem puțin. A spus că voi spune întrebări la care primarul trebuie să răspundă. Da. Atât puteți să faceți ca reprezentant al guvernului în teritoriu, ca reprezentant al PSD-ului, a opoziției, puneți întrebări și el vă răspunde concret. Nu, m-ați înțeles greșit. Concret. Ce veți face concret? El vă răspunde, da. El vă răspunde cum vrea, ca de obicei, dumneavoastră puneți întrebări. Mai departe. Tot ceea ce ține de probleme care vizează siguranța cetățenilor, siguranța în trafic, putem să le abordăm și din alt punct de vedere și o vom face, cum am făcut-o și până acum, în mod legal și corect. Deși, repet, au fost interpretate total aerea. A trecut istorie. Fost... Păi n-a trecut, că încă ne judecăm. N-a trecut. Ei. Dar
sub nicio formă... Concret, orașul Piatra Neamț va pierde o mulțime de bani. În funcție de cum se va interveni de acum încolo, va pierde mai mult sau mai puțin. Astăzi stăteam de vorbă cu cineva și înțeleg că domnul primar și cei de la primărie, ca de obicei, omit să ne spună, înțeleg că pentru parcurile, parcul din Văleni, parcul de la cimitirul Pietricica, nu mai știu care, s-au reziliat contractele. Deci s-ar putea primăria să trebuiască să dea înapoi milioane de euro. Înțeleg că și constructorul de la grădinița care era la, lângă alimentarea 28, se făcea o grădiniță nouă într-o fostă centrală termică, a reziliat contractul. Deci vorbim de o serie de cheltuieli extraordinar de mari care vor distruge financiar municipiul Piatra Neamț. Ba chiar s-ar putea să ajungem la un moment dat să nu mai putem să facem proiecte europene din cauza acestor sancțiuni, că vom da bani înapoi. Pe acest parcurs, acum, nu poate să intervină prefectura sau vreo instituție sau dumneavoastră măcar să convocați pe toată lumea, pe cei de la ADR, pe cei de la primărie, pe cei de la instituții, să-i convocați la loc și spuneți: băi, oameni buni, distrugeți orașul. Haideți, dacă îl distrugeți, măcar să nu-l băgați în faliment. Undeva nu se poate face ceva să se lămurească odată treburile, pentru că cei de la primărie nu spun nimic și ne trezim deodată cu borboace. De fiecare dată când au fost astfel de probleme, și nu doar la Piatra Neamț, pentru că nu ocup funcția de prefect doar pentru municipiul Piatra Neamț, și în cazul Romanului, și în cazul orașului Târgu Neamț sau în alte zone, Bicaz, de fiecare dată am preferat să existe dialog, i-am pus pe toți la masă și de cele mai multe ori au fost și rezultate. La Piatra Neamț o să vedem ce se întâmplă. Păi dar din vedem, dar prefect nu trebuie să vedeți, trebuie să-i adunați pe toți. Dar din punct de vedere legal, facem absolut tot ce se poate. Mai mult decât atât, și politic, vom încerca să sancționăm, deși dânsii conduc într-o majoritate. În Consiliul Local. În ce? În Consiliul Local. Domnuliță, tot conduc... respectul pentru dumneavoastră, Consiliul Local, PSD-ul e un fel de pilaf acolo, care își rece pilaful. Haideți, vă rog frumos, haideți să nu vorbim de Consiliul Local. Cu ce avem? Cu asta va trebui să... Cu ce aveți? Poate are domnul Carabelea în Consiliul Local de la PSD. Poate nu cred că aveți dumneavoastră. Eu nu știu să aibă de la PSD domnul Carabelea. Nu. Dar vă uitați la președință de Consiliul Local? Bineînțeles. Și? Ați văzut PSD-ul acolo? Scuzați-mă, în cazul în care vin să voteze, i-ați mai văzut pe acolo? Eu, așa cum spuneam și înainte să preiau organizația municipală, dacă vă amintiți, am spus că trebuie intensificate aceste acțiuni politice, pentru că, așa cum povesteam și ieri și văd că s-a agitat un pic scena politică, este normal ca într-un mediu social și politic sănătos să existe opoziție. Nu există la Piatra Neamț. Păi va exista. Când? Începând de azi. Nu de azi, de anul trecut, de la final. Păi. Chiar sunt curios să văd, am văzut urne consiliare. Nici să le mai dau numele, dar am văzut de la PSD care, cred că nici nu mai știu cum arată primăria prin interior. Ei teoretic fac opoziție, teoretic. Eu spuneam că până acum toate acțiunile sunt președinte de organizație. Da. Eu vă întreb frontal. Da. Nu vă este rușine așa de activitatea PSD-ului la Piatra Neamț? Nu mi-este rușine de activitatea PSD-ului la Piatra Neamț de când l-am preluat eu. Pentru că am, dar ce au făcut ei, am stat notabil de vorbă. Organizarea unei astfel de construcții, să știți că nu se face în două zile. Dar nu aveți nici măcar un consilier să zică ceva? Această organizație am preluat-o. Am luat legătura cu absolut toți membrii, cu activiștii vechi, ca să spun așa. Și i-am adus înapoi lângă partid. Dar necesită timp. Din păcate, actuala structură a Consiliului Local nu ne permite să avem o voce atât de puternică. Dar măcar să încercați măcar un proiect de hotărâre de Consiliul Local. Spre exemplu, la finalul anului trecut, când actuala conducere a primăriei a încercat să mărească din nou taxele și impozitele. Le-a mărit, nu a încercat, da. Așa. Atunci ne-am opus. Tot atunci am formulat un amendament în ceea ce privește bonificația, pentru că nu e normal ca un vârstnic. Deci dumneavoastră ați văzut ședința de Consiliu Local. Aia ziceți dumneavoastră că e opoziție? Eu adică vă eu spun să mărte... ce am făcut concret. Concret, deci ceea ce am văzut acolo... Ședința, îmi spuneți ce ați urmărit acolo. Am văzut... S-a formulat un amendament în ceea ce privește bonificația, pentru că nu e normal ca să fii condiționat
de către primărie, ca dacă mergi la poșta română, la ghișeul de acolo, să primești 10% în situația în care îți plătești în avans taxele și impozitele, iar dacă mergi la serviciul taxe și impozite al primăriei, să primești doar 8% și mi se pare o discriminare. Așa. A făcut cineva la oficiul discriminării? S-a făcut amendament în ședință. A făcut cineva la oficiul discriminării? Dacă ați constatat că este o discriminare, vreun consilier local a constatat că este o discriminare, a făcut ceva sau n-a vrut să-l derajeze pe domnul Carabelea? Eu cred că de orice mă puteți acuza, dar nu de vreun blat cu domnul Carabelea. Eu vă spun ce văd. Și nu văd opoziție. Văd altceva, păi, dar nu v-am opoziție. Și eu v-am spus că n-a fost opoziție până acum, așa cum povesteam și ieri într-o emisiune unde a fost invitat. Dar vă garantez că va fi anul acesta opoziție. Să o vedem și pe asta. Și o să vedeți că este. Da. În afară de asta mai era acea taxă edilitară impusă iarăși de primărie. Dar haide să nu sărim. Nu face nimeni la oficiul discriminării? Pentru că este o discriminare. Dar nu analizați dumneavoastră, analizați cei de la oficiul discriminării. Am spus, dacă e cazul, facem o petiție. Dacă acolo e cazul, să vorbesc puțin la primărie, să vă cer voie să faceți. Ce trebuie să vă dea voie domnul Carabelea să faceți? Nu ați înțeles. Dacă e o speță care poate fi rezolvată de către cei de la Consiliul. Tocmai ați constatat și dumneavoastră că este o discriminare. Da, se poate analiza și transmite o petiție acolo, dacă nu e se o poate speță de acest, deci, de acest gen. Deci dumneavoastră din poziția de opoziție și prefect spuneți, se poate? Nu, poate. Poate faceți. Că se poate. Se poate multe. Vedeți cum se merge prin oraș? Da, văd că eu locuiesc în Piatra Neamță. Dacă nu ai o mașină înaltă, o izbești peste totul. Chiar nu poate. Aveți poliția în subordine. Este în pericol circulația, zi de zi. Am întrebat la poliție ce a făcut cu Carabelicicu. Separatoarele de pe... I-am notificat să facă ceva să se vadă. Atâta se poate face în Piatra Neamță. Noi ne-am lămurit cu primăria. Toată lumea ne-a lămurit cu primăria. Nu mai avem așteptări de la primărie. Avem de la dumneavoastră. Aveți în subordine ISC, IPJ. Faceți ceva pentru oameni. Asta cu aveți în subordine e greșit ceea ce spuneți. Aveți în echipa dumneavoastră. Nu avem nici în echipă, nici în subordine. Aceste instituții Bine. Nu sunt în subordine. Dar la cine sunt? Păi nu sunt, sunt în subordinea Ministerului. Bine, puteți să faceți ceva? De resort de care fac. Puteți să faceți ceva? Că la primărie nu mai avem așteptări să facă. Da, putem să facem, dar când? Conform atribuțiilor și legislației în vigoare, nu avem competențe pentru a face noi anchete. În schimb, putem trata fiecare problemă în situațiile respective. Puteți să faceți ceva pentru siguranța oamenilor din Piatra Neamț când merg cu mașină? Dar tocmai asta v-am spus. Că am luat legătura cu ISC-ul, dacă erați atent la începutul emisiunii. Da. Și că, așa cum după ce am discutat cu poliția, cu cei de la IPJ, au notificat primăria în legătură cu separatoarele de bandă și modul în care se desfășoară lucrările în oraș va fi verificat. Dacă ei verifică și dau amendă, nu dau amendă tot mie, că la primărie nu este mașină de făcut bani, tot mie îmi dau amendă, concret să facă ceva. Spune, băi, până ce nu rezolvați sectorul ăsta de drum, îl închidem. Până ce nu ai, adică concret să se facă ceva pentru siguranța oamenilor. Da, dar știți că ca să facă ceva trebuie respectată și legea. Corect, dar nu numai amenzi, că amenzile tot noi le plătim. Păi mai înainte mi-ați spus că nu e suficient doar să discuți și să, nu, să iei măsuri. Să ai o astfel de abordare. Acum spuneți că nici amenzile nu sunt bune. Cum vreți să se facă? Nu, concret. Concret. Da. Vine poliția și constată că pe sectorul acesta de drum... Ce, să închidă drumul, ce să facă poliția? Absolut. Până ce se rezolvă problema, se închide drumul. Pentru că dacă dă amendă, tot eu o plătesc. Tot pe ăla care merge pe drum îl amendează, de fapt, și de drept. Nu amendează primăria. Eu cred că soluția e în altă parte, dacă vreți. Real vorbim. Real. Până ce la conducerea acestui oraș nu vor fi niște oameni de bună credință, niște oameni care să aibă respect atât față de oraș cât și față de locuitori, oameni care să nu promită că vor face reformă în primărie, dar să mai angajeze peste 100 și, nu știu, 50 de persoane și să rotească vreo 18 consilieri personali în, doar în 3 ani de zile. Oameni care să aibă și o viziune asupra ceea ce vrea să fie acest oraș. Și v-am spus, nu numai în ceea ce privește lucrurile firești, normale, borduri, pavaje și asfalt, până atunci nu o să meargă nimic. Puteți dați 500 de amenzi. Eu nu tocmai să vă spun, dacă nu puteți să reparați, măcar opriți. Măcar opriți distrugerea. Faceți ceva. Este inadmisibil.
exact cum a spus dumneavoastră, chiar stau de vorbă cu foarte mulți oameni și pe toți îi întreb următorul lucru. Îi rog frumos, spun, măi, spuneți-mi ceva care credeți voi că merge bine în Piatra Neamț. Spuneți-mi ceva care credeți voi că este bine. Am găsit o singură persoană... Serviciul auto. Nu. Ceva ce ține de administrație. Am găsit o singură persoană care mi-a spus că, băi, singurul lucru care eu sunt mulțumit este că s-au făcut două locuri de joacă mai bune, mai moderne. Dar în rest, lumea nu este mulțumită de nimic. De traseele pietonale, de drumuri, de gunoi, de nimic. Dacă țineți minte, aveam înainte, zicea că Piatra Neamț este cel mai curat oraș. Nu știu ce mătură de aur primise primarul. De fiecare dată era câte ceva. Aveam nu știu ce festival. Aveam totdeauna se întâmpla ceva. A fost premiat orașul dacă și administrația care mergeți pe stradă. Păi nu, asta vă spun, că anul trecut a fost premiat administrația care conduce orașul pentru felul în care se dezvoltă orașul. Da, deci, eu am mai repetat. Puteți măcar să ne lămuriți, să interveniți dumneavoastră ca prefect? Bibliotecă nu intră nimic, în, nu are nimica. În cheltuiala orașului. Teatru nu intră în cheltuiala orașului. Transportul, toate autobuzele sunt în grija, în societatea care e în subordinea Consiliului Județean și slavă Domnului, prin proiectele accesate europene, 59 de autobuze noi electrice vor dota parcul auto acestei societăți. Ce să mai spun? Muzeele, că spunem că suntem oraș turistic, sunt la Complexul Național Muzeal, care este tot în subordinea Consiliului Județean. Pe sănătate, pe nimic, pe ce cheltuie banii? Ar trebui, spuneați, de curățenie. E curat? Nu e nici măcar curățenie în oraș. Câini, v-am spus, să plâng, oamenii sună că e un lagăr acolo, trebuie verificat. Deci, până la urmă, pe ce se duc banii? Unde se duc? Ok. Păi, dar dumneavoastră sunteți prefect. Pe sediu de partid? Păi, dar vă spun eu, pe sediu de partid, citeam de 4 grătare în strand de 100.000 de euro. Nici nu le-au făcut măcar. Măcar dacă le făceau. Miliarde plătite, sute de mii, miliarde de lei vechi plătite pentru decontaminarea parcului, fostului parc zoologic, care nici în ziua de azi nu este redat cetățenilor. Ok, haideți să depășim zona de critică. Ce se poate face de acum încolo? Puteți măcar... Să mă mut eu la primărie și să fac treaba pe care trebuie să o fac cu primar după, care câștigă 6.000 de euro cu o armată de oameni acolo și să-i fac eu treaba. Asta după eu alegeri. La prefectură am 36 de angajați, de salariați. Și chiar și doi subprefecți, PNL, colegi cu domnul primar. Și trebuie să mă ocup de un județ întreg. Până atunci, ați putea măcar să-i convocați pe toți care se ocupă de proiectele din județ, din orașul Piatra Neamț, din municipiul Piatra Neamț. Și măcar în urma acestei convocări, măcar dacă nu se face, măcar să avem o informare corectă a cetățenilor din Piatra Neamț, să le spună cineva clar, nu minciuni. Nu minciuni, că suntem sătul de minciuni, primarul pe șantier și el la schi în Austria. Suntem să cineva să ne spună clar, bă, proiectul ăla e până aici, atâția bani dăm, atunci se termină, la ăsta l-am dăm toți banii înapoi, la ăsta l-am dat așa, primăria are buget anul ăsta pe investiții de 10 milioane. Am înțeles, l-am depășit. Deci treaba pe care trebuie să o facă, dacă nu mă înșel, cei 12 oameni angajați în biroul de la comunicare de la primărie, sau s-o consilierii locali PSD, s-o facă dumneavoastră. Da, domnul Iosub, o să-i chem eu să vă dă aceste detalii public, dacă nu... La întrebările astea ar trebui să le pună consilierii dumneavoastră PSD în consiliul local. Dar ei... O să vi le prezint. Nu deranjează. O să vi le prezint eu atunci. Și dacă sunt consilieri, dumneavoastră suspectați că sunt consilieri locali care nu deranjează. Au o înțelegere cu actuala conducere. Nu, poate șeful lor, poate șeful consilierilor locale are o înțelegere că nu vrea să deranjeze. Bun, dacă există astfel de suspiciuni poate. Și ele se verifică, vor fi sancționați. Păi, dar uitați-vă la toate ședințele consiliului local, trebuie să vă spun eu. Și vor părăsi organizația de parte, nicio problemă. De la măcelărie pleacă imediat. Nu vorbesc neapărat de informare. Dacă observați, dumneavoastră ca prefect... Păi asta spuneați, să vă spun exact cât a fost stat, deci, în ce deci stare pe lângă asta, cât e partea de cofinanțare. Pe lângă asta, dacă dumneavoastră constatați că municipiul Piatra Neamț este, nu dumneavoastră ca prefect, specialiști la ADR Nord-Est, dar așa, constată că municipiul Piatra Neamț este într-un pericol foarte mare de a ajunge în incapacitate de plată, de a da o grămadă de bani înapoi, să se facă ceva acum. Acum, nu să ne norocească orașul, să faceți puțină prevenție, repet, nu dumneavoastră, nu eu, să-și dea cu părere specialiști la ADR.
ceilalți de la finanțe, toată lumea se cu părerea, spune, băi, omorâm tot, nu mai avem cum. Sau este bine, toată lumea zice că nu este rău, este bine de fapt și de drept, să o scoateți undeva la capăt, pentru că ne trezim, o să ne trezim, că în momentul în care orașul rămâne fără bani, nu mai ridică nimeni gunoiul, nu se mai întâmplă nimic. Deci ajungem în niște situații imposibile. Poate acum sunteți și om politic, și prefect, aveți toate pârghiile. Puneți-vă puțin la masă cu toții, nu neapărat pe ceartă. Da, eu nu m-am certat cu nimeni niciodată, că dacă era să exploatez toate aceste întâlniri despre care vă vorbeam și pe, în cheie politică, rezolvat problemele orașului. Ar fi trebuit să ies de multe ori și să spun. Dar chiar mi-am dorit să se rezolve, de asta i-am chemat, de asta n-am ieșit public pe oriunde să spun, domnule, uitați, ne-am întâlnit la masă, am vrut să se rezolve problema cu tare, cu tare, cu tare. Și am vrut să fie oameni, și am vrut să fie oameni și să-și facă treaba. Dar, repet, am 36 de salariați. Dacă prinzi un episod cu dezăpeziri și cu cisterne și cu ce alte calamități și plus ce mai ai de făcut pentru tot județul, nu poți fac treaba primarilor din două municipii, spre exemplu. Am înțeles. Care au aproape 1800 de salariați împreună și care consumă la piatra, nu știu, 11, dincolo vreo 7, erau aproape 20 de milioane de euro pe an. Aveți doar o dublă calitate la piatra. Nu, dar aș vrea să faceți această diferență. Nu contează această diferență, pentru că aveți o dublă calitate dumneavoastră, Adrian Niță, la Piatra Neamț. Da. Și de reprezentant al opoziției politice, da. Și de reprezentant al guvernului în teritoriu. Asta se va simți, credeți-mă. Cum? Și foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în oraș, nu mai au nicio așteptare de la primărie. Nu mai vor niciun răspuns de la carabiere. Nu mai vor nimica de la primărie, pentru că au ajuns ei la concluzia că nu mai au așteptare de la primărie. Au de la dumneavoastră. Deci aveți o sarcină destul de mare pe capul dumneavoastră. Mai ales că se vehiculează și treaba că veți candida ca primar. Toată lumea are așteptări. Deocamdată sunt speculații, pentru că, așa cum povesteam și ieri, în afară de candidatura certă a domnului Harpa la Consiliul Județean, nu s-a stabilit nicio candidatură și am văzut pe mulți că ies, speculează, alții mai fac greșeala să negocieze în numele altora, să facă tot felul de înțelegeri. Păi nu, trebuie clarificate și astea. Nu o să le clarificăm niciodată, când toate partidele sunt luptă internă. Ascultați-mă puțin. Important este, nu, eu nu mă lupt cu nimeni, important este ca să oferim, așa cum spuneați, pietrenilor posibilitatea să aibă o altă variantă. Pentru că, din punctul meu de vedere, până acum n-a existat această variantă. Dar una reală. Înțelegeți, da? Ce asta înseamnă o echipă. Da, știu că e greu, v-am spus că nu e ușor să vorbești cu 170 de oameni. Nu, dar răspunderea dumneavoastră, așteptările care le au oamenii de la dumneavoastră. Da, eu știu ce așteptări. Sunt în primul rând, mari. Oamenii au așteptări ca cei care îi conduc. Nu mai au. Dacă nu mai sunt momente, cum le parcurgem acum sau cum a fost în alte situații, să sufere alături de ei, asta ar fi una. Nu să împrumute bani de la bancă și să-și ia mașină personal de 30.000 de euro pe care să o folosească de la serviciu. Oamenii au așteptări ca cei care îi conduc să nu-și bată joc de banii lor, cheltuind aiurea pe sedii de partid, pe tot felul de investiții ca stațiile de autobuz la prețuri astronomice. Oamenii își doresc, dacă tot plătesc taxe și impozite, să poată să iasă într-un parc, să se bucure de curățenie, să aibă unde să plimbe. Își doresc ca copiii lor să poată să desfășoare niște activități sportive, pentru că, slavă Domnului, avem atâtea baze. Ok, și dacă ei nu primesc de la cei care îi conduc treaba asta, așteptările vin la dumneavoastră. Păi trebuie ceilalți să le ofere variante. Și variantele înseamnă resurse umane, adică echipa cu care te prezinți, care să ofere încredere cetățenilor că tot ceea ce propui tu ca viziune se poate și întâmpla. E foarte important. Și apoi să vadă muncă. Că despre asta e vorba. Nu e ușor, să știți, să conduceți un oraș ca Piatra Neamț. Eu sunt convins că nu e ușor, dar în același timp nu poți cu aproape 1000 de oameni să-ți bați joc de toți ceilalți. Că ați spus de chestia asta internă, am mai văzut și emisiunea de ieri, am prins și ceva discuții. E clar că într-un partid totul se face într-o echipă. Da. Eu cred că nu mai e timpul partidelor cu lideri unici. După cum bine observăm și nu de acum, de cel puțin 2-3 mandate, cu cel puțin 2-3 mandate. Ce înseamnă că să fie lider unic? Adică, de exemplu, dumneavoastră, cum vă raportați la domnul Harpa?
Adică lider unic este liderul acela care nu are nevoie de o echipă în spate și care poate să conducă el discreționar, este să ia cazul, deciziile singur. Este cazul de față la PSD? Nu. Nu este. Păi sunteți în echipă cu domnul Harpa? Eu sunt în echipă cu dumnealui. De altfel, ocup funcția de prim-vicepreședinte în partid și... Sunteți mulțumit de colaborare? Eu, dumneavoastră. Eu mă ocup de tot ceea ce înseamnă organizația Piatra Neamță. Dacă sunt solicitat să ajut și pe județ, o fac cu plăcere. Sunteți mulțumit de actuala echipă care conduce PSD-ul la Neamț? Dacă ne referim la județ, cred că se mai pot îmbunătăți lucruri, dar e normal ca în perioada asta de început până se calibrează un pic, până se cristalizează echipa, să mai fie și mici sincope, dar pot să vă spun 100% că eu nu-mi fac griji în ceea ce privește alegerile din toamnă și deși îi aud pe unii că discută, că supun discuției tot felul de variante și de scenarii, PSD-ul în continuare rămâne cel mai important partid din județul Neamț și are șanse să câștige atât CJ-ul, Consiliul Județean, cât și Primăria Piatra Neamț. Da, dar PSD-ul poate fi bătut la orice oră chiar de PSD. Orice partid poate fi bătut la orice oră chiar de el însuși, dar nu cred că e cazul aici. O să vedem. Deci, în următoarea perioadă, să înțeleg din ce mi-a spus dumneavoastră, că vom vedea și lucruri făcute pentru oamenii din Piatra Neamț, din Roman, de peste tot? Pentru că absolut. Până acum, înțeleg că ați avut o jenă, să nu deranjați. Nu, n-am avut nicio jenă. Până acum... V-a fost frică de domnul Carabele, am înțeles. Este interpretarea dumneavoastră, dar da. După, nu știu, să nu zică, să nu zică domnul Carabelea, să nu zică domnul Carabelea că îi deranjați proiectele. Da, încercați să mă provocați. Eu v-am explicat, am vrut să nu-i dau ocazia domnului primar să-și împartă eșecul cu mine. Pentru că tot dezastrul pe care l-a creat, după cum ați văzut, și în situația Telegondolei, când tot PSD-ul era de vină, dacă aveați, vă amintiți, aveați banner, aveați și era banner, și un banner pus acolo, n-am mai întrebat dacă avea și autorizație acolo ca să fie pus, dar trecem peste aspectele acestea de legalitate, și în situația parcărilor desființate și a regulamentului celebru și tot ce a fost atunci. Țineți-vă puțin vorba, pentru că spuneți adică de Perla Invest. În toate aceste situații, da? După cum bine ați văzut, dânsul a încercat să împartă și să mute și spre alții. Okay. El și-a făcut treaba în dreptul lui. El și-a făcut treaba în dreptul lui cum a considerat el. N-a mai avut această ocazie în câteva luni, că dacă vă amintiți, a durat doar câteva luni, să spunem, această perioadă în care i s-a permis, pentru că tot clama mereu și tot se plângea că cineva îi pune piedică. Ei, s-a trecut și 31 decembrie și am văzut care sunt realizările. De multe luni de zile, dumneavoastră sunteți și la prefectură, pe legalitate. Uh-huh. De multe luni de zile s-a terminat cu insolvența de la Perla. Da. Teoretic ar fi trebuit să numească un nou AGA, să funcționeze de nou Perla Invest. De ce permiteți primăriei să amâne treaba asta la infinit? Da, nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă legalitate în ceea ce privește activitatea prefecturii. Da. În primul rând, nu știm despre această situație de la Perla Invest. Vorbim la DSV, să vă spună. La cine? La DSV, la Silvic, unde? Cine ar trebui DSV, să vă spună dumneavoastră? Nu are nicio legătură DSV. Păi nu aveți consilieri locali în Consiliul Local? În al doilea rând, toate petițiile pe care le primim, toate reclamațiile, sunt tratate ca atare. În situațiile în care se impun, poate fi trimis corpul de control. Până acum despre acest subiect... S-a terminat insolvența la Perla. Dar nu să considerăm că ne-ați informat dumneavoastră astăzi și o să verificăm. Ați avut banner pe clădire. A spus că din cauza dumneavoastră, și a consilierilor locali, nu a dumneavoastră, a consilierilor locali de la PSD, se închide Telegondola, e ultima oară când merg oamenii cu Telegondola. Știu, s-a terminat. S-a terminat. A ieșit Perla din insolvență, ar fi trebuit să pună ceea din nou și să stabilească ce fac cu Perla, pentru că mergem să dea prețurile mai jos ca să mai vină turiști, să se întâmple lucruri. S-a terminat cu insolvența și atât. Consilierii dumneavoastră fac nanii în Consiliul Local, n-au zis nimic. S-a zis dumneavoastră zis și șeful lor. Eu mă iau de șef. Bravo, luați-vă de șef. O să consider că ne-ați informat acum public și o să verificăm despre ce este vorba. Iarăși, sau tot așa, pe legalitate. S-a dat hotărâre în Consiliul Local în august anul trecut. S-a împuternicit AGA de la PubliServe și de la Salubritate. Ce au făcut ei pe acolo? Să fuzioneze cele două firme. Hotărâre de Consiliul Local.
A venit la dumneavoastră, i-ați dat legalitatea. Nu s-a mai întâmplat nimic cu ea. De ce nu se pune în aplicare? Și-au dat seama că au o problemă acolo. Sunt foarte multe chestii care le hotărăsc în Consiliul Local și nu mai au nicio finalitate. Nu se mai întâmplă nimic. Consilierii dumneavoastră locali nu zic nimic, treburile rămân așa. Poate ar trebui luate puțin la mână și astea. Asta de la Salubritas și Public Serve, știu că a fost o discuție, dar ea s-a reglementat. Era vorba strict, dacă nu greșesc, despre serviciul de dezăpezire, apropo. În afară de serviciile alea. Au dat mandate în Consiliul Local de fuziune, absorpție. O chestie imposibilă de făcut, dar ei dădeau. Da, păi și noi n-am dat pe ăla, pe acesta aviz. Ba da, dacă e din august anul trecut, ați dat sigur. O să verific. Verificați, vă rog, că poate ar trebui toate proiectele astea din Consiliul Local, consilierii locali, să fie puțin mai atent la ele. Și asta mi se pare o mare, a spus dumneavoastră, mi se pare o mare nesimțire ca bătrâna care stă la mine în scară, la etajul 1, 2, 3, să plătească mai mult ca mine la taxe și impozite locale, prin simplu fapt că ea este mai disciplinată decât mine, se duce, plătește la timp și eu plătesc online. Pentru că eu am capacitatea și știința necesară să plătesc online, plătesc mai puțin decât vecina mea. Dar de ce să fie femeia aia discriminată? Ce vină are săraca femeie? A muncit o viață întreagă pentru țara asta. Și pentru... De ce să plătească ea mai mult ca mine? Cu ce sunt eu mai bun ca ea? Este tocmai ceea ce vă spuneam în legătură cu ce s-a întâmplat la finalul... Păi asta legalitate pe asta. Într-adevăr. Nu este corect... Nu, n-am dat, nu știu dacă a ajuns încă. Nu este corect ca... Puteți puțin. Cetățeanul care merge eu la poștă să plătească, să primească 10%. Nu sunt cu nimic mai presus de vecina mea. Iar la taxe și impozite 8%. Precum nici vârstnicii care poate exact. N-au posibilitatea, tehnic vorbind, să plătească online... Și se duc și își plătesc la taxe și impozite, unde iarăși sunt niște funcționari plătiți tot din banii cetățenilor, ca să nu le îngreunăm lor activitatea, preferăm să plătim online. Deci cum se organizează ei mai puțin contează. Repet, nu mai am așteptări. Contează că dacă ținem nu mai am așteptări de la primărie. Primăria nu mai am așteptări de la ea. Am așteptări de la dumneavoastră să nu mă puneți pe mine mai presus decât vecina mea pensionară. Pentru că nu sunt mai presus de ea. Da, ei, pentru asta trebuie să ajungem la primărie ca să se întâmple toate astea. Nu, că vine la dumneavoastră hotărârea asta. Pentru că... Vine la prefectură. HCD-ul ăsta vine la dumneavoastră. Da, asta vreau să vă spun. Tot ceea ce se întâmplă în oraș, fie că vine, fie că nu, și ajungem după asta și ne conteste în instanță și parcurgem ani de zile până să dau niște soluții, oamenii tot cu... prejudiciul rămân până la urmă. Absolut. Fie că e lipsa Absolut. Confortului, fie că e material sau de orice altă natură, nu îi ajutăm cu nimic. Deci până când primăria nu va fi condusă de oameni, nu se va schimba nimic. Este condusă și acum de oameni, dar... Acum s-ar putea să fie condusă și de politicieni, și de interese, și de... Dacă ați merge mâine la primărie, de mâine dimineață vreau să fiți primar. Da. Care ar fi primul lucru care le-ați face? Primul lucru cred că aș verifica care este nivelul de pregătire a tuturor angajaților de acolo și aș mai verifica care sunt pilele și oamenii care nu-și fac treaba și care din cauza lor îi demotivează și pe ceilalți care sunt cu adevărat profesioniști și care muncesc și care ar vrea să-și duc activitatea cum trebuie la îndeplinire. După care, cred că ar mai trebui răriți un pic, pentru că sunt cam mulți. Deci după aceste două verificări veți avea niște rezultate. Cei care nu au ce să caute la primărie îi trimiteți acasă? Da. Așa de mulți? Da, eu la cât sunt acolo, cred că dacă pleacă 150, nu cred că se îmbrăutățește activitatea cu nimic din primărie. Da, am dat un exemplu așa. S-ar putea să se îmbunătățească. Da, s-ar putea să fie mai bine. Pentru că, repet, cei care muncesc, dacă mai stau în birou cu trei piloși care în loc să facă treabă, au timp să ducă să bârfească, să povestească pe la șefi una alta, să-i
umilească pe ceilalți, sunt demotivați. O singură chestiune să mai discutăm, pentru că timpul trece foarte repede, ca să rămânem în același registru cu piloșii și cu... Cum ați văzut la toate deconcentratele cum se organizează concursurile? Nu, n-am văzut. Poate n-ar fi rău să vedeți puțin, pentru că examenii psihologice din 82, niște chestii de concurs absolut aberante, cu extraordinar de multe legi, cu foarte multe chestii care lasă loc de aranjamente. Poate când o să aveți invitați în emisiune și parlamentari, le vorbiți despre eventuale propuneri legislative care să corecteze și astfel de inadvertențe. În ceea ce privește, totuși, dacă e să ne referim și la nivelul de salarizare din multe dintre deconcentrate, cât și la personalul existent acolo, să știți că mai toate, pentru că e o impresie formată greșit din punctul meu de vedere asupra funcționărimii. Există funcționari din instituțiile care ar trebui să pună în aplicare legea. Și aici, dacă e să-i mai enumăr, și eu am făcut-o des, suntem deficitari și foarte, foarte grav mi se pare, pentru că am mai dat exemple de la cultură, ISCTR, ISC, gardă de mediu, SGA, APM, peste tot, pașapoarte, permise, peste tot este criză de personal. Și asta pentru că nivelul de salarizare a fost unul scăzut. Acum au început să mai crească salariile. Și nu au fost niște joburi care să fie accesate de către doritori. Eu îi înțeleg din punctul acesta de vedere pe cei care preferă primăria, pentru că salariile sunt mult mai mari acolo. Dar poate că unii de acolo, dacă ar fi reintroduși în câmpul muncii, și-ar regăsi locul și pe aceste funcții și am putea cu toții să avem controle și în ceea ce privește transportul pe drumurile noastre și pe poduri. Am putea să avem și în ceea ce privește șantierele, pentru că în momentul de față vorbeați de ISC, sunt trei acolo valiz pe partea asta de control. Dacă ne referim la ISU, că a fost de curând acel eveniment, acolo sunt 5 la partea de prevenire. Și sunt foarte multe zone unde suntem deficitari în instituții care ar trebui să verifice modul în care se respectă legea. Da, și la poliție este un deficit foarte mare în comparație, de exemplu, cu fenomenul ăsta al drogurilor, dar asta o să o discutăm separat în altă emisiune. Antidrog avem 2 persoane, dacă nu mă înșel, pe tot județul. La trafic de persoane la fel, 2 pe tot județul. Am mai încercat cu acele acțiuni pe care le-am coordonat de pe prefectură ca să îi instruim acei consilieri educaționali și să mai lărgim această echipă cu încă aproximativ 90 de persoane care să ajute să meargă prin școli, da, să discute cu profesori, cu tineri. Timpul a trecut foarte rapid. Avem așteptări de la dumneavoastră. Oamenii din Piatra Neamț au așteptări de la dumneavoastră și de la opoziția din Consiliul Local în momentul în care va apărea și această opoziție. Deocamdată văd că e absentă, e prezentă nemotivată. În momentul în care este prezentă, poate vedem și vreo schimbare în bine. Eu ce pot să vă spun este că, în primul rând, nu fac înțelegeri cu nimeni. În al doilea rând, am crescut în orașul acesta, chiar între blocuri, ca să spun așa, și îl cunosc de când m-am născut până acum. Și dacă o să avem posibilitatea, chiar o să arătăm că suntem de bună credință și o să facem treabă. În al treilea rând, în ceea ce privește activitatea politică din Consiliul Local, posibilitățile sunt limitate, în primul rând, din cauza numărului mic de consilieri, dar vom încerca să-i dinamizăm un pic ca să ca rolul lor în Consiliul Local să fie... Trebuie să înțelegeți că oamenii nemulțumiți din Piatra Neamț, că sunt 2, că sunt 2000, că sunt 20.000, 80.000 cât sunt, oamenii nemulțumiți din Piatra Neamț trebuie să fie reprezentați de cineva în Consiliul Local și la ora actuală nu sunt. Cât sunt ei nemulțumiți, aia
trebuie să-i reprezentați. Mă provocați și o să ajungem la discuția pe care am avut-o ieri și care a inflamat toată scena politică, cel puțin din Piatra Neamț. De asta vă spun că trebuie. N-aveți pe cine să dați vina, sunteți șef. Dar nu dau vina sunteți pe șef la PSD Piatra Neamț, rezolvați problema. Dar nu dau vina pe nimeni. Păi eu o să o rezolv. Păi rezolvați-o. Vedeți, echipa prezentată va fi una rezolvați-o. Care va fi capabilă să o rezolve. Nu, că a fost cineva, că a fost, înțelegi, că mai puțin contează restul. Sunteți șef. Rezolvați. Păi contează. Conduceți mașina. Duceți-o unde trebuie. Nu vă plângeți de pasager. Vom organiza această structură de partid municipală astfel încât ea să fie o variantă viabilă pentru toți cetățenii. Nu, și nu vorbim doar de cei care sunt simpatizanți preponderent de stânga. Eu vă spuneam vorbim pe nemulțumiții de astăzi. Despre toți cetățenii. Și o să vedeți că ea va funcționa. În primul rând, ne vom face simțită prezența, pentru că povesteam și ieri. Dacă un cetățean de pe stradă, un simpatizant sau pur și simplu un nemulțumit dorește nemulțumit. Să meargă la PSD astăzi... Dar fără să meargă la PSD, poate nu-i place la nemulțumit. Acolo, nu-i place de PSD la nemulțumit. Am luat varianta. Aveți mulți nemulțumiți la PNL. Nu are unde să se ducă să facă asta, pentru că este dificil să identifice calocația asta. Deci, din toate punctele de vedere, organizația de partid trebuie să fie vie. Și prin activitatea consilierilor, cum spuneați, și prin modul în care ea este prezentă în comunitatea respectivă, prin toate acțiunile pe care le întreprinde. Cine este lider de grup la dumneavoastră la PSD la Piatra Neamț? La consilieri locali? Doamna Moise. Doamna Moise. Parcă am văzut acum mai multe ședințe la... Nu mai țin minte, când am văzut ultima oară la o ședință de consiliu local. Ea e șefa, ziceți, da? La consilieri locali. Da. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la emisiune astăzi. O să vă invit de pe acum la o emisiune. Am să doresc să discut cu dumneavoastră de problema drogurilor din județ care a scăpat de sub control, dar asta va fi o tematică viitoare. Vă mulțumesc foarte frumos. Dacă mai aveți de spus ceva în încheiere... Mulțumesc pentru invitație. Să sperăm că vedem și acțiuni, nu numai întrebări și răspunsuri. Din partea mea, cred că în ultimii 2 ani ați văzut suficiente acțiuni. Eu sper ca și ceilalți și, nu în ultimul rând, pietrenii la alegerile din toamnă să dea un semnal că, într-adevăr, orașul poate arăta așa cum îl știam toți înainte și cum ne-am dorit să fie. Un oraș plăcut, un oraș curat, un oraș în care să îți facă plăcere să-ți inviți prieteni, rude din altă parte... Un oraș în care să pleci la serviciu și să știi că la ora 2, când 14, când îți iese copilul de la școală, nu va rămâne undeva nesupravegheat pe străzi. Un oraș în care să poți să pleci la serviciu și să știi că vârstnicii, părinții tăi, bunicii tăi sunt îngrijiți de către cineva sau au niște locuri unde să poată să se recreeze și unde se poată socializa cu alte persoane, un oraș în care să-ți fie drag să trăiești, un oraș în care să nu mai trăiască numai de pe urma instituțiilor care îl populează, un oraș viu, un oraș cum ar trebui să fie el în acest cadru natural superb, cu niște resurse fantastice care în momentul de față nu sunt absolut deloc puse în valoare și exploatate. Vă mulțumesc frumos și în completare, într-adevăr, dacă doriți un oraș normal la cap, ieșiți la vot. Nu contează cu cine votați, ieșiți la vot. Dacă o să mergeți la vot 60%, 70%, nu o să mai aleagă nimeni pentru dumneavoastră. Nu o să poată face nimeni niciodată niciun joc, nu o să fie nicio suspiciune și nici nu o să aveți un primar care să reprezinte 8% din persoanele cu drept de vot. O să vă reprezinte pe toți. Bun, rău, cel puțin vă asumați și știți despre ce este vorba. Va avea legitimitate. Va avea legitimitate. Vă mulțumim frumos. O zi frumoasă în continuare. O zi bună. Mulțumim.